Partidul Național Liberal, într-adevăr, resimte o erodare a ceea ce a însemnat asumarea guvernării de la finele anului 2019 până astăzi, cu perioade destul de complicate, unele la care nu s-ar fi gândit nimeni, cu probleme pe care de multe ori am refuzat sau la care de multe ori am refuzat să ne gândim că am putea să ne confruntăm cu ele, dar iată, viața ne duce acolo unde nu ne așteptăm. Și, într-adevăr, Partidul Național Liberal s-a aflat la guvernare în toată această perioadă, asumându-și această responsabilitate cu toate riscurile. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu oamenii, cu aceia care se duc să voteze, să le explicăm ce s-a întâmplat, ce am făcut bine și ce nu am făcut bine sau ceea ce nu am terminat. Nu credeți că se vor termina vreodată discuțiile între noi ca și oameni politici? Nu se vor termina niciodată. Cu adevărat, e o diferență mare între ceea ce se întâmplă în guvern, ceea ce se întâmplă la nivel național. Acum vin alegerile locale, e normal să lăsăm și concurența locală, încă este esența democrației, dar o spun fără nicio reținere. Din punctul meu de vedere, suntem condamnați împreună să continuăm acest proiect pentru România. Condamnați sunt cei de la PSD și PNL să continue acest proiect pentru România. În primul rând trebuie să salutăm această atitudine nouă, fresh în politica românească. Vorbesc cu oameni despre condamnări fără niciun fel de reținere. În sfârșit a reintrat acest cuvânt în circuitul discursului politic românesc, fără emoții. Domnule, suntem condamnați. Pe vremuri era așa, domnule, suntem condamnați, nu suntem condamnați. Bun, bună seara, vorbim pe bune, 2 ore. Sunt Răzvan Zanfir, vă prezint invitații. Doamna Mara Mareș, PNL, alături de noi. Bună seara, mulțumesc. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Claudiu Năsui, de la USR, de asemenea, alături de noi. Bună seara, mulțumesc. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Adrian Vigheciu, Partidul Social Democrat. Bună seara, mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc, bună seara. Domnul George Rupă, consultant politic. Bună seara, mulțumesc. Domnul Antonio Andrușiac, AUR. Bună seara, mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru... Acum că ne-am salutat, ne-am mulțumit. Doamna Mara Mareș, condamnați să guvernați împreună. Cine v-a condamnat? Iohannis. Ne-a condamnat cu ghilimelele de rigoare, sună fani puțin, așa este. Ne-a condamnat importanța și dragul stabilității și pericolul extremismului. Asta ne-a condamnat cu ghilimele de rigoare. Pericolul extremismului, ca să știu, vă uitați spre domnul Andrușiac? Spre domnul Andrușiac, nu spre domnul Andrușiac la nivel personal, nu spre dânsul, partidul pe care îl reprezintă și din care face parte, spre SOS, partidul doamnei Șoșoacă, în acea zonă. Și cine știe ce alte mișcări vor mai apărea, pentru că iată că nu ne-am așteptat nici la acestea două. Deci, da, despre asta este... Și nu puteți fi condamnat, să zicem, cu altcineva, de, nu știu, cu USR, că păi noi am încercat, acolo. Știți foarte bine, domnul Zanfir, și ne-am dorit foarte mult, dar din păcate USR n-a reușit să facă echipă și se simt mult mai confortabil în opoziție. Cu AUR? Ceea ce... De ce nu o ziceți așa? Că sunt împreună? Cu AUR, acum vorbeam de USR, na. Wow, păi sunt în opoziție acolo, alături. Se înțeleg, toată nu se înțeleg, nu știu, mi-e puțin neclar, domnul Năsui cu siguranță ne va explica, dacă va avea ocazie, exact care este natura relației pe care o împărtășesc cu AUR și cu doamna Șoșoacă. Deci da, ca să vă răspund întrebării, această condamnare de a guverna împreună și această alianță pe care am făcut-o pentru alegerile europarlamentare este pentru stabilitatea țării, pentru predictibilitate și împotriva extremismului. Cine nu ia în serios aceste două chestiuni se păcălește.
Cu precădere văd, văd oameni care nu iau în serios pericolul extremismului, care este unul, orice v-ar spune acum domnii, că domnii care vin la televizor, sunt cumva în altă categorie a partidelor, celor două partide despre care vorbeam. Dar scopul real este înfrățirea, prietenia cu Moscova, și o știm foarte bine cu toții, și îndepărtarea de UE. Deci AUR în sine ar vrea o apropiere de Rusia, o îndepărtare de Uniunea Europeană, dar când trimit comunicatori, trimit oameni rezonabili. Ăsta cred că e un compliment pentru dumneavoastră, domnul Andrușac. Dar colegii dumneavoastră nu sunt oameni rezonabili, deci vor cu Rusia. Și îmi cer scuze că am lipit. Nu, noi vrem din Rusia. Noi vrem din Rusia tezaurul și am făcut pași în direcția asta, lucru pe care nu l-am văzut în ultimii 30 de ani, apăsat așa, știi, dorința asta de la cei care au fost la guvernare. Noi, într-adevăr, nu mergem în zona de extremism, dar, pentru că nu ne dorim o guvernare pe 10 ani. Asta mi se pare un pericol și un risc și un extremism. După ce ești condamnat, da, să vrei să ai și condamnare din asta prelungită cu executare 10 ani? Nu fac știu. Și ei cât pot, nu trebuie să o ducă până la acasă. Aferez de cuvinte din ăsta să le spun că ei sunt adevărații extremiști prin zona în care au adus țara asta. Apariția unor partide la care nu se așteptau ei să fie pe piața politică e încă o dovadă a lipsei de maturitate politică, pentru că nu te poți aștepta ca țara să meargă din rău în mai rău. Dar nici și să rămâi la guvernare. N-apărea pe sondaje partidele. Nu, pentru că bugetele pentru publicitate și bugetele pentru partide, alt lucru pe care noi am vrut să-l oprim, și am arătat că dacă un partid de-abia a intrat în Parlament poate să se susțină și să țină și sedii și angajați din cotizații, din donațiile membrilor și ale parlamentarilor, de ce n-ar putea să facă partide care sunt pe scena politică de 35 de ani și care au sute de mii de bugetari angajați care votează ei cu familiile lor și cu toate astea. Adică acolo ar fi fost bani și de spitale și de alte lucruri și de școli și de creșe. N-ar mai fi trebuit primarilor să demoleze piețe ca să ne spună că vor să facă o grădiniță. Fi avut bani de acolo, la buget. Sunt din subvenția de la stat? Subvenția pentru partid? Subvenția aia înseamnă, pentru un partid cum e PSD-ul, să vă zic așa, vreo 4 spitale pe mandat. Păi să scrie domnul Vichiciu de la PSD. Domnul Vichiciu, deci putea să lua subvenția aia și să face spitale din ea. Și nu străpăcea de bani. Banii aceia știți foarte bine că au fost dați partidelor politice fix în logica în care să nu mai vedem în anii electorali cum fiecare care cu sacoșa, știți foarte bine cazurile din trecut, că din vremea PDL-ului, din vremuri în care lucrurile astea erau prezentate ca fiind o normalitate. Din punctul nostru de vedere, cum se întâmplă și în alte țări occidentale, există o lege a finanțării partidelor politice în care cred că în mod normal, statul are mai puțin de pierdut transparent, alocând niște sume de bani partidelor în funcție de mandat. Deci mai bine dă statul de la buget decât să riscăm să vină vreun baronaj local cu traista de bani. Din punctul meu de vedere este mai corect. Și dumneavoastră achesați la explicația doamnei Ramare și cu pericolul extremist și de asta sunteți condamnați cel puțin 10 ani. Că 10 ani, o să avem și declarația aia de domnul Tudose care spune, domnule, 10 ani ar fi planul, pe 10 ani. Dar 10 ani de ce? Două mandate de președinte, două mandate Din punctul meu de vedere, cel mai mare pericol public pentru România astăzi este situația de la graniță cu Ucraina și pericolul rusesc și ce se întâmplă acolo. Și acum să nu ne pretindem că suntem copii, este clar că inclusiv de la nivel european, inclusiv de la nivel nord-atlantic, s-a dat direcția că asta. Aici să fie un pol de stabilitate, suntem totuși flancul estic al NATO. Deloc nu-i de acord, George, pe că-l văd. Nu se poate să existe chestiuni în care noi să ne certăm pe cine e președinte de Consiliu Județean la timp. Deci ziceți că stabilitatea e oarecum impusă de context. Nu avem ce să facem. Dacă ne permite domnul ministru Năsui, intervenția domnului Irbă, că l-am văzut în stare de nervozitate avansat aici. Ce nu e, domnul? Popularii nu guvernează cu socialiștii în Europa? Nu la asta vreau să, să ajung, ci la păcărelea pe care ne-o servește colegul de platou, probabil fără să vrea, nu cred că vrea. Dar poate intenționat, să luați dumneavoastră decizii. Nu vreau să-l acuz. Dar la ce vă referiți? Să fac procese de intenție. Sunt de acord cu prima chestiune pe care o spune și anume faptul că, într-adevăr, principala amenințare la adresa securității României o reprezintă Federația Rusă și imperialismul de care a dat dovadă în ultimele decenii.
Dar în același timp, cred că modul în care a acționat domnul Ciolacu anul trecut, dacă ne uităm, de exemplu, la bugetul apărării, așa, ne spune mai degrabă faptul că domnul Ciolacu nu pare că are aceeași idee n-a ca și noi. N-a dat destui bani armatei sau deci ce? Noi am avut, ne lăudăm cu cei 2,5% PIB pentru apărare, dar da? După cum știm, anul trecut a fost cheltuit doar 1,6%, iar dacă scădem pensiile și salariile militarilor și mentenanța bazelor și așa mai departe, o să vedem că achiziții militare s-au făcut undeva la 0,296%. Dar alocat cât a fost? 0,3% dacă vreți din PIB. Deci a alocat cât trebuie, dar nu s-au cheltuit toți banii. Da, da. E important ce cheltuim, nu ce alocăm. Că dacă mâine vin tancurile rusești peste noi, noi mergem în fața lor cu ceea ce avem pe teren, nu cu ceea ce avem. Deci dumneavoastră spuneți că nu suntem suficient de bine apărați. Dacă păi am nu suntem, sintetizat. Senzația mea este că da, că avem în momentul de față un premier care nu înțelege lucrul ăsta și care folosește amenințarea rusească în scopuri politice interne, dar când vine vorba să treacă și la fapte și cu adevărat să derulăm o politică de înzestrare a armatei, acolo nu se mai văd. De când a fost în Parlament, domnul Năsui ne poate spune, n-a fost în Parlament o discuție, cumpărăm niște submarine, nu? S-a discutat 2 miliarde. De, adică achiziții, înțeleg că se făceau. Cum? Chiar din luna ianuarie am spus fix ceea ce a spus presa sau ce a descoperit presa acum câteva zile, că nu alocăm suficient de mulți bani. Am fost primul care am vorbit despre alocările acelea din fondul de rezervă, care au fost făcute tocmai prin tăiere din bugetul armatei. În 2023, guvernul Ciucă, fiind condus și de un general, a alocat foarte mulți bani la armată și țin minte de atunci discursul domnului Ciucă, care zicea gata, armata e o prioritate și așa mai departe. La cât de mare era bugetul MAPN, chiar m-am gândit dacă nu o fi ăsta al doilea fond de rezervă al guvernului și ce să vezi, chiar a fost. Au tăiat 7 miliarde de lei ca să dea foarte mult, inclusiv pe pensii speciale și pe o groază de alte cheltuieli pe care... Dar noi ne îndeplinim obligațiile față de NATO? În secunda asta nu, pentru că noi de fapt dăm în teorie 2%-ul pentru MAPN, dar nu pentru apărare. Cam două treimi din bugetul MAPN este apărare, cealaltă treime sunt alte cheltuieli, printre care evident și asistență socială, adică pensiile militarilor. Nu sunt incluse tot în zona asta de apărare? Nu, este un capitol separat. Nu, e un capitol separat. Aha. Și asta este toată problema, că de fapt din practic din acel 2% trebuie să scădem minim o treime ca să avem cheltuielile care sunt măcar cu apărarea și apoi din ele, apoi sunt cheltuielile cu înzestrarea și apoi mai sunt din... intră și ei la apărare? Ba da, la partea aceea de pensii speciale, dacă primești pensie specială. Păi, mă rog, pensia pe care o are un rezervist. Da. Dacă mă gândesc că și suma aia merge tot către apărare, că la o adică poți să-l chem de rezervă. Mai reactivezi un general? În teorie, da. Și lași Kalashnikov din 67. Eu vă zic sincer, nu știu și n-aș vrea ca România să ajungă în situația să vadă armata română în acțiune. Adică aș prefera ca războiul să se termine în Ucraina, eventual la granița cu Rusia. Ucraina să-și ia înapoi teritoriile și să scăpăm de o problemă. De-aia eu sunt favorabil să ajutăm Ucraina cu tot ce putem. Exact cum au făcut-o. Uitați-vă, leadership-ul remarcabil pe care l-a avut președintele Cehiei, care inițial de unul singur a zis, cumpăr eu muniție de obuze, de artilerie și toate acestea, și treptat s-au mai raliat din ce în ce mai multe țări. Danemarca a donat toată artileria ei cu muniție cu tot către Ucraina, tocmai pentru că dacă Rusia câștigă acest război, ei își planifică că au timp să-și refacă stocurile și totul e mai bine să fie folosit acela în momentul. Sunteți adeptul ideii că dacă Rusia are succes în Ucraina, urmăm noi? E un pericol asupra căruia NATO a ridicat un semn de alarmă. Deci da. Și atunci nu are dreptate doamna Mareș că spune, domnule, trebuie stabilitate, că e războiul ăla, stăm acum, încercăm formule de guvernare. Ați văzut că dumneavoastră nu s-au înțeles, aici chiar cei de la aur nici nu încearcă. Chiar mă bucur că ridicați această problemă, vreau să intervin asupra ei. Nu cred că stabilitatea a fost motivul pentru care s-a făcut această alianță și nici războiul din Ucraina, care a început la aproape 4 luni după ce s-a terminat alianța cu USR-PNL. Cred că motivul a fost și incompatibilitatea, și aici eu sunt de acord că nu ne-am înțeles, a fost faptul că noi am vrut să facem reforme pe când PNL-ul nu a vrut să facă reforme. Ce reforme n-am vrut să facem noi? Ce reforme am refuzat, domnul? Dar, să știți un lucru. Că sentatea a fost că ați făcut show și în opoziție și în guvernare până v-ați jucările. Haideți să nu ne întrerupem unul pe celălalt. Aveți dreptate, vă rog. Da, vă mulțumesc frumos. Da, știu, o să știți că și eu îmi venea să intervin peste dumneavoastră, dar m-am abținut. Deci, în momentul care a fost care a umplut paharul, picătura care a umplut paharul a fost acel PNDL-3 de încă 50 de miliarde de lei, asupra căruia noi am spus, dar de unde scoateți bani? Și ce să vezi? Așa? Nu doar că n-au avut bani, dar pur și simplu au crescut taxele de 3 ori. Au fost
toate momentele acelea când vroiam, de exemplu, să desființăm agenții, să facem exact toate lucrurile. Reformele? Ca să știu dacă e inclus și răspunsul sunt, la întrebarea doamnă. Astea sunt reformele. Astea sunt, deci, doamnă Marșa, asta, asta e răspunsul. PNDL-ul, nu, nu sunt deloc lămurită. Ce reforme? Ce inițiative ați avut? Și noi n-am fost de acord. Haideți, atunci să nu ne asigurăm că toată țara are apă canal. Că credeam că nu mă mai întrerupeți. Haideți să o luăm așa. Deci, PNDL-ul e un cancer pentru statul român. PNDL-ul este sistemul prin care statul central ia bani de la toată lumea prin cele mai mari taxe pe muncă care sunt în absolut toată Europa pe salariile mici, care sunt în România, și apoi le redistribuie discreționar primarilor în funcție de apartenența politică, inclusiv internă în partid. Că mai țineți minte că în momentul acela era războiul acela între domnul Orban și domnul Câțu pentru șefia PNL-ului și fiecare, domnul Câțu încerca să distribuie cât mai multe fonduri, da, primarilor, da, sau baronilor. Dar nu mai sunt nici domnul Câțu, nici domnul Orban. Păi asta arată puțin cum funcționează istoria în momentele acestea și bun, e un pendul. Dar esența este următoarea. Cu noi nu poți să faci decât reform. Nu poți să faci furtișac, nu poți să faci PND-uri, nu poți să faci toate lucrurile acestea pe care le-am văzut după aceea. Să înființezi noi agenții, s-au înființat încă 3 agenții doar anul trecut. AMEPIP-ul, ARICE-ul, Oficiul de Film, Institutul pentru Republica Moldova, care se face acum încă unul, da? Deci toate lucrurile acestea se fac în optica de a da niște sinecuri unor oameni, care, de fapt, nu are nimeni nevoie. Domnul de... Domnul Vigașiu îmi zicea acum câteva minute atunci că avea senzația că v-ați certat la Stelian Ion. Nu, domnul Stelian Ion a fost, de fapt, un fel în care s-a manifestat conflictul, pentru că el a refuzat să semneze acel aviz pentru PNDL-3, da, Angel Salini, după care... Din cauza lucrurilor acestea, domnul Câțu l-a remaniat. Doamna Mareș, sunteți mulțumită de răspuns, ca să știu dacă... Rurale, în mod special, se dezvoltă prin Angel Salini? Niciuna. Uitați, părerele sunt împărțite. Cum adică niciuna? Dacă vreți, putem să luăm raportul de la Ministerul Dezvoltării, rugăm pe domnul Veștea și o să pot să venim, dacă ne mai invitați o dată, domnul Zampir, pe amândoi într-o emisiune. De partid, da. O să... Domnul Mareș, continuați că după aia are și domnul Andrușcar. Nu să faceți acuzații de genul firmelor de partid și să nu veniți cu dovezi, că nu este în regulă. Suntem la o emisiune televizată și nu puteți să spuneți de felul ăsta. Haideți să vorbim de reforme. Eu nu mi-aduc aminte cât timp eram la guvernare împreună USR-ul, parcă am stabilit că nu ne întrerupem. Păi mi-a spus o întrebare. Da? Mi-a zis dovezi, vă dau dovezi. După ce termin, bine, aveți ocazia să-mi răspundeți la întrebare. Eu nu mi-aduc aminte să, ca USR-ul să fi propus vreo reformă și PNL-ul să nu-i fost de acord. Haideți să fim serioși. Toată lumea, salariu minim. Toată lumea, asta toată cu taxe lumea, pe salariu minim. Zero taxe, pe, e o nebunie. Nu. Asta nu e o reformă, este o nebunie. Se face mai multe decât din Europa. Cum adică, dar se practică în Europa. Exact. În regulă, dacă îmi permiteți, mie. Deci, spuneam în prima mea intervenție, domnul Zamfir, că nu sunt sigură de natura relației dintre USR și AUR. Ei, mă conving pe moment ce trece alături de dumneavoastră aici în emisiune că au foarte multe în comun, de fapt. Și anume această dorință și cumva... așa o chestiune pe care nu și-o pot controla de a face show... fie la putere, că ați avut ocazia și la putere, fie în opoziție și când vine vorba de chestiuni concrete mai puțin. Criticați Angel Salini, care este un program care dezvoltă comunități. Nu sunt de acord. Dezvoltă firmele de partid. Ne spuneți că doriți să aduceți tezaurul înapoi în țară. Eu aș vrea să văd în Parlament, că suntem în Parlament împreună, dar aș vrea să văd inițiativele pe care le aveți acolo, concret, cu avem. Ce veniți? În Parlamentul European. Vedeți că sunt 141 de inițiative, nu, numai eu am trecut două săptămâna trecută. În Parlament, eu. În Parlamentul European. Deci stați o secundă, cine vrea să aducă tezaurul? Păi așa că a spus domnul Andrușcar. Și cum aduceți tezaurul? Am făcut solicitări, am cerut și celor de la Banca Națională, pentru că toate documentele sunt, ele există. Nu e cum spun rușii. Nu este cum s-a întâmplat la întrevederea din 1968, când pentru prima oară s-a pus problema tezaurului. Actele nu au dispărut. Nu sunt la ei, sau poate nu vor să spună că sunt la ei, dar în Banca Națională există documente care arată până la ultimul tablou. Și dacă avem această evidență, cum luăm... Trebuie să ai voința politică și curajul să te duci să le spui. Dom'le, hai să începem negocierile. Păi mai are cineva dialog cu rușii zilele astea? În afară de toamnă și așa că poate rugăm pe... Uitați care e paradoxul. Dânșii au la guvernare, adică șeful dânșilor, domnul Iohannis, da? Inventatorul comasării și cum zice la astea, iubirea asta când s-au pus ei toți pe o listă? Alianță. Altfel, știți cum se numește partidul? Alianța pentru Unitatea Românilor. Alianță, tot așa. Alianța. Ați trecut la noi deja? Nu, poate nu știați cu Alianța. Nu știam. Păi să vă comasează, domnul Iohannis și pe dumneavoastră. Dacă... Da. Vă rog.
Ei, domnul Iohannis e iarăși un personaj care nu mi-a răspuns la o întrebare serie și ție mi-a răspuns la întrebarea vis-a-vis de extremism și de surse străine de finanțare. Și ce au zis? Păi am răspuns-o aici. Și au deci dumneavoastră ce i-ați întrebat? Nu prea există. Eu le-am zis să spună clar. Eu le-am zis să spună clar. Dom'le, din sursele și din specificul activității pe care o desfășurați dumneavoastră, vă rugăm să comunicați public dacă există vreo informație care să pună în pericol apartenența României la Uniunea Europeană și NATO în situația în care un partid parlamentar ar primi finanțare de la Rusia sau dintr-o altă zonă care ar fi neconformă cu legislația din România. Iar răspunsul a fost, știți, noi conform activității noastre, nu, dar dacă o să fie, din astea. Deci a cerut un fel de adeverință de bună purtare de la serie? Le-am spus clar, aveți ceva, veniți și spuneți oamenilor, nu mai stați, pentru că dacă ai și nu spui, ești complice, nu? Domnul, și tăinuitor. Domnul Râpă, dar puteau să zică serviciul, da, știm noi. De ce să nu spună dacă e adevărat? Serviciile de informații ar trebui să spună aceste lucruri în raportul pe care îl înaintează anual Parlamentului României. Scuzați, ar trebui, pentru că eu am intrat în Parlament și ni s-a adus raportul după 4 ani. Adică noi am semnat în 2020, pe vreo 3 ani în urmă. Da, și pe 3 ani adunat și să-l semnez eu, care nu fusese. Asta arată cât de puternic e controlul civil și parlamentar asupra serviciilor de informații din România, până la urmă. Dar pe de altă parte, dacă într-adevăr există această amenințare și există subversiuni rusești, există finanțări rusești, există bani, să le spunem oamenilor, există bani rusești în politica din România, în viața socială, în viața publică, aceste lucruri ar trebui să apară în acel raport pe care Serviciul Român de Informații îl trimite mai întâi Comisiei de Control a Activității SRI și apoi, pe baza acelui raport, se face o recomandare de vot. Și am aflat și noi dacă ar fi așa ceva acolo? Sau? Nu, dar ar afla în primul rând parlamentarii care sunt în Comisia de Control. Știu și nu ne... Din câte știu eu, unul dintre motivele pentru care nu... Și aici îl ajut pe domnul Andrușceac puțin. Unul dintre motivele pentru care nu se vine cu acest raport de ceva vreme este faptul că, într-adevăr, nu apar acolo date concrete care să justifice... Domnul Vigheciu, haideți să ne întoarcem la cei 10 ani de domnie. Deci planul, înțeleg că ar fi PSD și PNL, 10 ani împreună pentru România, pentru stabilitate. Eu sper că în următorii 10 ani apar și alte argumente, că nu țină războiul ăsta în Rusia 10 ani. Avem un punct de vedere și de la domnul Rareș Bogdan. Vreau să-l ascultăm, să vedem că el ne formulează altfel, mai poetic, cum îi stă în fire. Și după aceea să vedem exact care e argumentul pentru care încremenim o putere 10 ani. Că asta trebuie să fie o dinamică, nu? Era și pe vremea rege, o rotativă guvernamentală. Să-l ascultăm pe Rareș Bogdan. Există căsătorii de conveniență, nu spun de interes, în care îți respecti partenerul că te-a pus mama cu tata să te însori, dar asta nu înseamnă că ești și îndrăgostit. Nu vă gândiți cumva că suntem îndrăgostiți cu cei care au condus județul ăsta mult timp. Nici într-un caz. Dar în același timp știu ceva. Că azi noapte, Kiev a fost bombardat, că se pregătește cea mai mare ofensivă spre Nicolaev și Odessa. Mai știu că am văzut declarațiile și le văd al lui Medvedev și Putin legate de gurile Dunării și testamentul lui Petru cel Mare. Și mai știu o chestiune, că dacă cade Nicolaev și Odessa și dacă Rusia se apropie de Rieni, de Ismail și atât de aproape de Brăila și de Galați și de Tulcea, România este într-un real pericol, iar Moldova este sub un pericol total. Așa că, dragii mei, să gândim matur, să ne gândim ce putem face pentru țară. Deci, asta e de la testamentul lui Petru. Aș fi plâns, dar mi se duce machiajul. Păi serios, de ce? Deci... Testamentul lui Petru cel Mare nu e de râs, nici de plâns. Dar el l-o fi citit sau măcar așa fragmentul nu vorbim de cauză. Ce înseamnă asta de fapt? Că acolo e vorba de fapt de o politică externă pe termen foarte lung
nu pe 10 ani, cum vrea el, care ne-a spus că se căsătorește din interes, da? Pentru darul de nuntă. Și uite, darul de nuntă la căsătoria din interes sunt ăștia 10 ani. Păi știți, ați fi vrut să spună acum alegerii PSD și PNL. Domnule, vom guverna 100 de ani, să rușii au planuri pe termen foarte lung. Ne-am luat din interes ca țara să ne dea dar de nuntă 10 ani de guvernare. Păi tocmai asta a spus Rareș Bogdan, că nu e o căsătorie de conivență. Ci e una în care ne punem... Erați cu noi în studio. E și puțină dragoste acolo. Ne punem... S-au și simpatizat. Din punctul cum e, dacă dragoste nu e, facem sau... Corect. Din punctul meu de vedere, astăzi atât Partidul Național Liberal cât și Partidul Social Democrat sunt partide care sunt mai apropiate de centru decât celelalte care sunt pe scena politică. Adică politicile publice care pot fi generate de aceste două partide sunt, din punctul meu de vedere, mult mai compatibile decât au fost cele între PNL și USR sau între... Deci noastră ziceți că PSD și PNL sunt mai apropiate așa ideologic, ca viziune, decât PNL și USR? Da. Dacă facem o analiză corectă din punct de vedere ideologic și funcțional al celor două partide, cele două partide astăzi sunt mai aproape de centru decât celelalte partide care deci sunt jucătoare. Deci USR e mai departe de centru decât PNL și PSD? PNL și PSD au devenit partide de establishment conservatoare, în care, guvernând în ultimii 30 de ani în diferite formule, dar mai degrabă apropiate, au lăsat în afara jocului centrist USR-ul și AUR-ul, care au viziuni diferite. Tocmai de aceea, mie îmi place să spun așa, pentru că trebuie să ne PSD-PNL, s-a făcut o chestie prin care ne-am ajutat și în relația aceasta cu AUR-ul, care creștea, asta trebuie să o acceptăm cu toții. Deci le-ați întins o mână de ajutor. Da, tocmai pentru a... Nu vreți să vă lăudați, dar nici să nu ignorăm că totuși a fost un gest. Realitățile nu trebuie să date la o parte. Așa. Tocmai pentru a exista o stabilitate, tocmai pentru a avea o guvernare mai coerentă decât ce am văzut în ultimii ani. Eu mi-aduc foarte bine aminte că am trăit vremurile acelea. La fel s-a spus și cu USL-ul. Da. Dar acum, din punctul meu de vedere, este și acest factor extern care ne va ține legați două mandate. Deci cum era Traian Băsescu pe vremuri, acum e Putin. De când sunteți dumneavoastră în PSD? Dinainte să scrieți dumneavoastră. Încercați să faceți o glumă, dar nu-i seara dumneavoastră, nu fac dacă asta glumă. A fost gluma... Păi, haideți să vă spun un lucru, domnul Râpă. Deci chiar nu-i... Că ați spus mai devreme nu, că vă induc întreb, în eroare. Vă întreb foarte serios, de când sunteți în PSD? Vreau să spuneți că știu că sunteți preocupat de... Sărăcit copză, n-ai chef să mă cer cu nimeni? Nu am nicio... V-am pus o întrebare simplă, dacă nu răspundeți nimic, continui eu, să zicem... Continuați, vreau să vă întreb că v-am rămas dator cu o întrebare. Vă rog, spuneți-o, dacă v-ați amintit acum de ea. Sau nu, să nu te știți spre domnul, Vigheciu? Nu este nicio problemă. Aducea știu că e mai fără mască, nu e genul care... Noi suntem democrați, nu e spune, nicio problemă. Spuneți, v-ați amintit să dați un răspuns. Nu, vreau să-mi spuneți scurt, dacă vă aduceți aminte, până în 2023, în ce an după Revoluție a fost execuția bugetară pe înzestrare militară și pe PIB alocat pe Ministerul Apărării mai mare decât în 2023? I-a picat greu. Pentru că aici trebuie să vedem... Noi, dacă vorbim doar să ne aflăm în treabă și nu înțelegem că pentru a face o execuție bugetară într-o zonă sensibilă trebuie făcute anterior niște proceduri, niște caiete. Niște... Adică asta e deja e vrăjeală pentru... Bine, ia, spuneți un pic mai elevat că deci, pot să înțeleg. Cu un an înainte... investițiile pentru achiziții militare. Nu, deci, nu, nu, v-am întrebat 2021, fără să divagați. Au fost duble, nu divaghez. Nu. Au fost duble? Da, adică undeva în jur de 0,7% a fost 3,2%. În jur de 0,7% din PIB s-au folosit bani pentru achiziții militare în 2021. În 2023 ați avut 0,3%. Doar că vedeți dumneavoastră, e o problemă, pentru că în februarie 2022 lumea s-a schimbat. În februarie 2022 începe invazia rusă din Ucraina. Deci dacă România și-a permis în 2017-18, inclusiv pe guvernările guvernelor Dragnea. Așa. Și după aceea, Orban, pandemie și așa mai departe, dacă România și-a permis în acei ani de liniște în Europa să nu se ducă către achiziții militare, începând cu invazia rusă din Ucraina, a nu cumpăra echipamente militare pentru militarii români, reprezintă o crimă. Eu v-am întrebat deci, să cumpără mai mult ca înainte? De aceea, nu... Doamne, în momentul în care ai 0,3%, e clar că nu cumperi mai mult decât înainte.
Că n-ai cum să cumperi cu atâția bani mai mult decât cumpărai înainte cu atâția bani. Depinde mai mult decât atât, mai mare, ați anulat inclusiv achiziția de fregate în ultimele două săptămâni. Știți chestiunea asta? De fregate despre care discutăm de vreo 5 ani de zile că le cumpărăm în România. Nu v-ați înțeles la șpăși nici cu francezii, nici cu olandezii și iată că după 5 ani de zile ați anulat... E o speculație, bineînțeles. Ați anulat, ați ajuns să anulați achiziția de fregate în condiții în care avem nevoie la Marea Neagră de o postură puternică, pentru că vedem foarte bine ce se întâmplă acolo. Dar haideți că vreau să vă răspund la o chestiune cu centrismul. De ce vă întrebam? Nu eram deloc răutăcios, nu ați spus că sunteți răutăcios. Nu, de, răutăcios. De ce vă întrebam? Dar gratuit și nici nu vă iese. De ce vă întrebam de că sunteți în partid? Pentru că, vedeți, ați avut dumneavoastră un premier, Victor Ponta îl chema, care în primul an de mandat a venit cu niște marxisme absolut ilogice și antipiață. Dacă vă amintiți, taxa pe stâlp, a numit-o presa atunci, adică taxa pe construcții speciale, acea supraacciză la benzină și la motorină. După aceea însă, același Victor Ponta a venit cu o scădere de taxe și cu cel mai liberal, dacă vreți, cod fiscal pe care l-a avut România în ultimii 35 de ani. Adică, practic, Victor Ponta a adus partidul, Partidul Social Democrat, l-a adus la centru. Era perioada în care Victor Ponta trecuse de la Che Guevara, dacă vă amintiți, la Tony Blair. Ei bine, dumneavoastră ați luat partidul pe care l-a dus Victor Ponta din punct de vedere economic. Faptul că intrați în conservatorism deja, v-aș recomanda să nu mai faceți asta. L-a dus din punct de vedere economic la centru. Însă ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, în 366 de zile, au fost 3 creșteri de taxe și de impozite pentru mediul privat, pentru întreprinderile mici și mijlocii. Nu pentru multinaționale, ci pentru firmele românești. Ori asta înseamnă că PSD-ul ăla pe care Ponta l-a dus economic la centru s-a dus undeva către zona de extremă stângă. Deci dumneavoastră nu știu cum vedeți exact eșichierul politic ideologic din România. Deci acum avem o guvernare... Stați ca să înțeleg că... Nu știu, eu v-am avem explicat. O guvernare de extremă stângă, spuneți noastră. Eu v-am explicat că sunt două partide care sunt mai aproape de centru decât USR-ul și au. Uitându-mă la măsurile PNL din ultimii ani, să identific o adevărat ideologie a partidului. Dar dacă mă uit la măsurile impuse de Marcel Ciolacu, repet, acestea despre care vorbim, creșterea de taxe și de impozite de 3 ori în 366 de zile, cu țin în care vorbiți zi de zi aproape despre faptul că vreți să schimbați modalitatea de taxare a românilor, de taxare a muncii inclusiv. Inclusiv aici vreți să creșteți. În contrapartide vreau să vă spun că, dacă vă aduceți aminte, la 1 ianuarie au crescut pensiile românilor în acord cu inflația, ceea ce nu prea s-a întâmplat în ultimele guverne, în ultimii 20 ani. S-a întâmplat de la legea lui Boc din 2011, în absolut... An de an a crescut... An de an, mai puțin în guvernele PSD, 2017, 2018, 2019, an de an, mai puțin la voi. Deci, da, în asta... multe, nu. Voia, da. domnul deci Andrei, să de intervină puțin. După aia vreau să ne mutăm la politică internă de asta, cu oameni, cu liste, cu candidatori. Vă rog, domnul Andrușa. Pornise discuția de la NATO și de la pericolul pe care îl reprezintă războiul din Ucraina. Și voiam să vă spun că în Comisia de Buget am votat pentru înzestrarea armatei. În Parlament am votat proiectele pentru. Dar nu am putut, pentru că noi mai avem doctrină. Doctrina aia despre care unii spun că este extremistă, nu. Este doctrină de dreapta suveranistă. Și eu îmi doresc în primul rând ceea ce credeți. Ceea ce ne spune NATO acum și ceea ce spuneam noi acum vreo 2 ani de zile prin vocea unui om care nu poate fi considerat că nu știe ce e aia armată, Mircea Chelaru. A spus, pe prima dată noi trebuie să fim capabili să apărăm noi, printr-o reacție rapidă, țara noastră, până să vină peste 4 zile NATO să ne apere. Că în 4 zile poate ne bagă ăștia limba rusă la școală. Deci noi trebuie să fim primii care să avem capacitate de reacție. Păi și cine nu-i de acord cu așa ceva? Nu cu topoare, nu cu furci, ci nu cu înzestrare, că eu am votat da la buget, dar am zis, băi, plătim bani acum, adică capitalizăm industria de armament a unei alte țări și îmi livrez peste 10 ani. Păi, prietene, peste 10 ani! Nu, 10 păi ani... și au pe stoc, adică nu, credeți că ne livrează așa pe loc? Vă referiți strict la F-35. Nu, la submarinele alea. Sau la chestiuni de genul ăsta. Se vedeți că se livrează și alea și sunt la alea, cu toate că sunt de generație veche tancurile,
Ne mai costă nu știu cât și reabilitarea lor. Deci nu-i problema. O să cumpărăm tancuri făcute de sud-coreeni în Polonia. Că Polonia are contract, cumpără 1000 de tancuri. Da. Luăm Huawei-ul prin Canada, cam așa. Noi la prima mână nu putem lua niciodată. Păi nu, dar e foarte bine că luăm... Suntem mult de top în zestrare aici. Parcă stabilim acum viitorul secretar general NATO. Adică, haideți să revenim un pic și la... Domnul Năsui, dumneavoastră, pe ce ați dori să interveniți? Top asta cu armata? Și pe partea cu ideologia și pe asta cu armata. Pe ideologie, am înțeles. Deci este sesiune plenară NATO plus seminar de politologie. E misiunea pe care o conduceți dumneavoastră, deci dacă considerați că... V-am spus că e duminică seară totuși. Să mi se pare că ce a spus colegul de platou de la PSD este cumva parțial adevărat. Adică există o compatibilitate doctrinară fantastică între PSD și PNL. Da. Asta aici suntem perfect de acord. Nu sunt de acord că e centru. Aș zice mai degrabă că este stânga. Și este stânga de ce? Pentru că stânga este cea care în general crește cheltuielile statului. Ori dacă este un lucru pe care putem să-l spunem obiectiv, este că cheltuielile statului au explodat, au tot crescut. Da. Și evident, ca să crești cheltuielile, când oamenii aud creșterea cheltuielilor, trebuie să se gândească, dar de unde vin banii aceștia? Este o întrebare pe care noi o puneam când se făcea Angel Salini, PNDL 3, de exemplu. Și de unde vin banii? Păi, uitați-vă la cameră, pentru că de la telespectatori vin. De la fiecare om care muncește și plătește taxe și impozite în România. Oamenii cărora le-au crescut impozitele de 3 ori, pe PFA-uri, de exemplu, i-au nenorocit. Sunt oameni care plătesc de 3 ori mai multe impozite decât înainte, da? Și asta nu din cauza inflației, deci de 3 ori procentual. Deci toate modificările care au avut loc, distrugerea micro-întreprinderilor, taxele inclusiv pe cifra de afaceri și lucruri de genul acesta care erau aberante și inclusiv oamenii aceștia spuneau asta. Suplimentarea toate astea, fost o altă nenorocire. Toate astea au fost războiul în Ucraina, da? toate economiile peste cap, până la nu erau peste tot. Am crede asta. Atenție, dar... dacă era războiul din Ucraina, atunci am fi avut cheltuielile cu înzestrare, de exemplu. Și atunci eu am zis întotdeauna, da, statul român trebuie să ne armeze. Cât mai repede, cu atât mai bine și trebuie să reprezentăm aici o forță. Da? Să fim exact genul acela de țară, cum e Polonia, în care să nu vrei să te atingi de ei, că știi că se pot apăra. Mm. Asta nu s-a întâmplat în România în ultimii ani. Tocmai pentru că s-a tăiat. N-au zis, comandăm acum submarin, vine peste 10 durează ani. Dacă dai comanda. Dar dacă n-ai banii și nu dai comanda, o să dureze și mai mult. Și asta este problema, că noi suntem în situația în care noi, în loc să dăm bani pentru lucrurile acelea, acolo nu am dat. Deci dacă mă întrebați pe mine, ideologic, aici este o guvernare care este de stânga, crește taxele, crește cheltuielile, apoi putem intra în discuții că de fapt PNDL-ul e bun și vorbiți, nu când ziceți investiții, până la capăt, da? Investiții, ei când zic investiții, zic PNDL-uri. Da. Zic firmele alea de partid care s-au îmbogățit și pentru că tot mi se cereau de investiții. Nu trebuie să mai bine acolo până teritoriul. Cine trăiește mai bine? Băieții care au firmele, care au banii de consultanță și banii pe PNDL-ul acela. Domnule Năsui, nu puteți să faceți acuzații din astea fără dovezi. Așa este. Aveți dreptate. Aveți dreptate. Haideți să vă uitați, haideți dovezile, că mi-ați dat data trecută și chiar este bine. Nu vă pun acolo, dar haideți să vă citiți dumneavoastră. Servicii de consultanță pentru Angel Salini. Firma unui fost liberal a încheiat contracte de achiziție directă cu 170.000 de lei cu primării PNL. Este chiar județul Brașov. Apoi mai avem 900.000 de lei în județul Brașov, tot cu primării PNL. Evident că un fiecare... Un fost liberal. Deci păcatul acestui om este penelist. La un moment dat a fost înscris cu încredințare directă, firme care se fac... Da, uite, deci 900.000 în Maramureș. Deci nicio problemă. E ceva ilegal acolo? Da, este. Ce e ilegal? Vă zic, să fur cu legea în mână. Să fur cu legea în mână. Să fur cu legea în mână e exact ilegal. Dar e legal, apropo, e legal. Da, să știți că eu cred că ei și-au fost să au acoperit cu legea. Deci mie mi se pare, domnul Zanfir, eu am ascultat foarte cu minte pe domnii colegii mei de platou. Nu, nu ați ascultat foarte cu minte. M-ați întrerupt. Am ascultat foarte atentă, v-am ascultat și chiar n-am cum să nu intervin acum. Eu vreau să știu ce vrea să facă USR-ul, pe ce linie merge, pentru că acum... Că să răspundem și la asta. Da, acum condamnă... Na, puțin. Vă răspunde în timp real. Da. Să taie pensiile speciale. N-am cum să vorbesc așa câte două cuvinte. Să demonopolizeze CNAS-ul. Mă lăsați formulați întrebarea până la capăt. Deja jumate de răspuns. Am înțeles. Deci sunteți cu steagul justiției în frunte la luptă, am înțeles, da? Dar justiția n-a zis nimic, a zis de taxare. Dar știi justiția, da. Topicul pe care l-ați abordat mai devreme. Eu n-am zis justiția. Și atunci ce ne spuneți despre domnul Vlad Voiculescu? Vă rog frumos, pentru că ați dat dovadă de o ipocrizie crasă. Nu e adevărat. Crasă. Să știți un lucru, ați că domnul Vlad Voiculescu... Ați fost pe piticuri împotriva lui Dragnea, ați fost acolo, șefii de fanfară. Domnul Vlad Voiculescu nu i-a acuzat că a furat un leu, atenție.
singurul lucru de care ar fi acuzat Vlad Dinoiu că s-a supracomandat vaccinuri pe care nu le-a pentru că candidat la europarlamentare de la Ilian PNL. Dumitrescu. Știți cine candidează de la PNL la, la Prahova? Nu e adevărat. Nu candidează domnul Ilian Dumitrescu. Nu e adevărat. Domnul Ilian Dumitrescu candidat la Prahova. Nu este candidat la Prahova, domnul Ilian Dumitrescu. Despre ce vorbim? Nu e adevărat. Poporul român din Prahova nu-l votați pe Ilian Dumitrescu. Spuneți lucrul ăsta. Da, USR-ul a susținut. De ce să spun eu lucrul ăsta? Ce păi dacă nu e candidatul dumneavoastră? Prahova. Păi dacă nu Ilian Dumitrescu... Nu este candidatul nostru. Chiar nu este candidatul nostru. Și atunci îndemnați lumea să nu-l voteze. Și statutul? Îndemnați lumea să-l voteze? O să găsim un... O să avem și noi un candidat deci, să comisă la Prahova lumea să nu-l voteze pe domnul Ilian Dumitrescu? Vom susține deci, candidatul PNL la Prahova. Deci îndemnați lumea să nu-l voteze pe Ilian Dumitrescu? Eu văd ce joc faceți, eu, că nu suntem joc, de ieri de astăzi, joc, să niciunul dintre noi aici, clar. Să știți. Eu îndemn lumea să nu-l voteze pe Ilian Dumitrescu la Prahova. Foarte clar, fără echivoc. Cum ați făcut-o în 2020? Ce situație legală are domnul Vlad Voiculescu? Exact, am fost mințiți de PNL. Cu privire la dosarul vaccinurilor. Ce situație juridică are domnul Vlad Voiculescu? Fără problemă, dacă spuneți să îndemnați lumea să nu-l voteze pe Ilian Dumitrescu. Vlad Voiculescu. Păi dacă îndemnați ne vorbim de programul de hibernare pe 10 ani. Haideți să mie plăcere deci, să vă aud. Nicio ipocrizia cu voce tare la televizor. Noi că nu știam răspunsul la întrebare și știe toată lumea că nicio ipocrizie. Vlad Voiculescu în continuare pe liste. Absolut. Da. Este locul 2 după Dan Barna. După da, deci aveți locul 1, aveți locul 2. Avem Dan Barna, Vlad Voiculescu. Dumneavoastră la PSD și PNL aveți locul 1 sau aveți doar locul 2 la avem deocamdată locul 1, dar mâine o să avem. Ce s-a întâmplat cu doamna aceea? Începusem să-i reținem și numele ne obișnuim. Nu știu ce s-a întâmplat. Ne-a spus că a avut niște motive personale pentru care s-a retras de pe listă. Eu adică nu cred că așa este, nu știu detalii, da. Nu cred că știe nimeni. Nu v-a spus mai multe decât a spus pe este locul nostru din moment ce a invocat motive personale să săpăm prea tare și nu cred că este potrivit. Nu știu, nu știu s-a prea tare. Și doamna Lasconi s-a retras de pe listă prima. Și nu s-a a fost retras. Doamna Lasconi a susținut familia tradițională și a fost ejectată, dar curios și mă bucur că ați adus asta în discuție. Domnul Orban n-are nicio problemă, domnul Orban. Sunteți împreună la guvernare la câtă vine vă. Dar s-a dumneavoastră personal, doamna Mareș, n-ați susținut familia tradițională, dacă ți-am minte corect. Da, corect, dar asta nu. Bun, așa, asta, bun asta, deci sunteți mai progresistă decât credeam. Eu da. Nu am felicită. Susținut. Că dacă rămâneau ei fără locul 1 pe listă, puteți atunci să vă rog așa. Eu n-am o problemă nici cu opinia doamnei Lasconi. Nu vă deranjează doamna Lasconi? Nu mă deranjează, dar de ce să mă deranjeze pe mine, doamna Lasconi? Nu am nicio legătură cu doamna Lasconi. Eu vreau doar să aduc în vedere ipocrizia de care dă dovadă. Deci doamna Lasconi, care susține familia tradițională, nu e bună. Dar domnul Orban, care a susținut familia tradițională, e bun. De ce? Că vine cu un semipartid în spate sau care? Că nu înțeleg, efectiv, nu înțeleg. Mintea mea nu reușește. Nu trebuie să înțelegeți păi trebuie să eu nu trebuie să înțeleg. Trebuie să înțeleg electoratul. Și eu fac parte din electorat familia tradițională și e tot la noi pe listă. Deci nu aveți cu familia tradițională ceva. E o alianță împotriva hoției. Deci nu e pentru familia sau contra familiei tradiționale. Cu cei de la aur? Păi nu, că hoția principală e PSD-PNL, dar nu suntem nici aur. Alternativa la PSD-PNL de acum este fie una rusofilă, fie una eurofilă. A, gata, am înțeles. Da? Deci ei sunt pe zona asta. Alternativa eurofilă. Vreau să știu dacă, domnul Vighiciu, dumneavoastră ați înțeles... Eu tot m-am lămurit cu doamna Lasconi, domnul Zanfir. Să ne mai dați ocazia până la ora 11 să mă lămurească. Mai e pe ora doare la ora 11. Haideți că o lămurim. De ce e bună Orban și Tomac pe lista noastră și nu e bună doamna Lasconi? Eu cred că sunt bun toți trei. Și de ce ați dat afară pe doamna Lasconi? Nu a dat nimeni afară pe doamna Lasconi. De ce ați retras-o de pe listă? Ea s-a retras. S-a retras singură. Așa zice. Pentru a, eu dacă e așa zice. Puteți să o contrazice. Nu e regulă, nu e regulă ce face. Dar cel mai rău lucru pe care îl poți spune despre o listă este că s-a retras. E că nu l-a Lasconi pe lista aia. Retras, că nu l-a Lasconi pe lista aia. I-a retras sprijinul doamnei Lasconi, dar ați avut vot. Despre ce vorbim? Un baron local cum e Ilian Dumitrescu, care de fapt e susținut de PNL, că nici măcar peneliștii nu vor să zică că nu-l susțin de frica lui. Vă dați seama ce putere are omul ăsta. Eu tot vreau să-mi aflu răspuns cu familia tradițională și cu progresivul. PNL-ul susține pe domnul Ilian Dumitrescu. E o chestiune de oportunitate. Sau este o chestiune serioasă deci în care nu trebuie să se pronunțe instanța și faceți procese de... Eu așa cred, da, așa cred. Deci exact ei, după aia încep și peneliștii și pezidiștii să creadă că și Vlad Voiculescu a făcut. Da, domnul Zanfir, eu cred că firmele alea care iau bani cu acordare directă din PNDL, 900.000 de lei la Maramureș, doar de la primării PNL, 700.000 de la primării din Brașov și toate lucrurile acestea. Da, sumele lucrurile acestea sunt suspecte. Felicitați-l pe domnul Năsui. Eu vă felicit, domnul Năsui,
pentru rigorozitatea cu care respectați puntajul de partid. Nu e niciun punctaj. Acum, deci, puțin, nu mai lăsați cine și pe noi. Vă zic un lucru. Dacă nu s-ar da banii aceștia la toate firmele astea de partid, abia atunci am fi putut să nu crească taxele. Am fi putut să avem și noi o taxare mai normală. Deci taxele sunt la firmele de partid. Păi taxele sunt la cheltuieli. Exact. Știți ce aș fi eu curios? Acum, înainte de pauză, spuneți-ne curiozitatea. Două secunde. Când ați retras sprijinul politic acțiunilor politice al lui Iulian Dumitrescu la Prahova, retrăgându-vă de la puterea locală, știind că ați acordat și ați susținut începutul cu 2020. Vă răspund. Aș vrea să-mi arătați o singură instanță când am susținut eu pe Iulian Dumitrescu. Nu, dumneavoastră, USR-ul nu este într-o alianță locală la Prahova cu PNL-ul? Absolut deloc. Uitați-vă la ultimul vot pentru noul, pentru locuitorul domnului. Și de când v-ați retras? De... Cam de zile. Da. De mult. Ia am înțeles. Niciodată nu l-am susținut pe Iulian Dumitrescu, eu la Prahova, niciodată. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, în mod regretabil, și revenim apoi cu această curiozitate, în ceea ce o privește pe deschizătoarea de liste PSD, fosta, că sunt motivele alea personale pe care le scrie pe Twitter actualmente X, dar sunt și niște speculații că ar fi picat între puterea PSD-PNL și Comisia Europeană. Și știți că e greu să fii slugă la doi stăpâni. Să ne băgăm în problemele personale și să o luăm cu asta. Cu, să mergem pe varianta asta, nu? De respect față de viața privată, exact. Mergem pe speculația asta cu Comisia Europeană și PSD-PNL. Ne mai legăm de viața personală. Pauză și revenim în direct. Bun, am revenit în direct, aveam această dilemă aproape existențială, de ce a rămas Partidul Social Democrat, bine, nu singur, alături de Partidul Național Liberal, de ce au rămas, deci, fără locul 1 pe lista pentru europarlamentare, deci fix în săptămâna în care, domnul Andrușeac, în săptămâna în care sărbătoream identificarea unui candidat pentru primăria generală din partea PSD-PNL, că ne-au ținut în suspans atâta timp. Un independent. Un independent în sfârșit. Le dispare independentul de la europarlamentare, din motive personale. Păi, locomotivele astea din afara partidului aduse, așa, au lăsat toate garniturile astea, grafate toate, PNL, PSD, în toate culorile, fără locomotivă acum. Deci toate garniturile stau și n-au locomotivă. De unde o mai scot? De la fundul sacului? De... Asta ei tot spuneau oamenilor că ei vin cu variantele cele mai bune. Păi au găsit varianta cea mai bună și atunci să-i spună Gabrielei Firea direct în față, cum e colegial și frumos. Nu erai tu varianta cea mai bună? Că uite cine-i varianta cea mai bună și cu șanse maxime de succes. Nu o să-i mai voteze, eu le mulțumesc frumos. De ce? Nici n-ar trebui să intru în discuții. Eu mie mi-ar trebui să-mi puneți o din asta cu popcorn și să stau să mă uit la ei, că n-am cum să le fac eu. Păi ce rău mai mare că fără decât doamna ei singuri. Chiriac la europarlamentare nu obțin 50%? De exemplu. Dumneavoastră credeți, așa cum e și pe București, că PSD-ul, că mă uitam la domnul Stănescu în spatele domnului Ciolacu, așa, cam ce privire avea. O să voteze și o să înșeleapă. Și o să susțină așa din tot sufletul și din toată credința. Crezi că nu? Eu sunt sigur că nu. Bun. Bun, continuăm cu speculațiile astea și cu gândurile astea negre pentru PSD-PNL, că pe dumneavoastră vă avantajează după câteva momente, păi, de publicitate. Da, pentru că la extremiști au venit toți oamenii buni de stânga și de dreapta. Da, asta că ne spune și dumneavoastră ce oameni buni au venit, că aveți candidat la primăria generală? Avem. Și a anunțat cu mult înainte celor care nu-l găsesc nici tot acum. Încă n-auzit nimeni. Aveți numele notat undeva. Luăm o scurtă pauză de publicitate din nou, am văzut că vă place, revenim în direct.